La doar 10 ani, Alexandru Mârț a stins lumina juriului de la show-ul culinar intitulat Șef la cuțite. Băiatul este din satul Pildești, comuna Cordun. El a reușit să impresioneze pe cei 3 șefi prin calitatea preparatului său, dar și prin pasiunea pentru gătit de care dă dovadă la o vârstă atât de mică. Cel mai mare vis al meu este să ajung la un restaurant cu 3 stele Michelin. După ce îi pun la planșat. Am ales această rețetă pentru că este una dintre cele mai complicate din punctul meu de vedere. Filetez peștele, trebuie să-l curăț de sol, să-l șterg. Îmi place foarte mult să lucrez cu peștele. Bună seara! Nu cred așa ceva! Salut! Salut! Câți ani ai, mă, copilă? 10. Cât? 10. 10 ani? Și cum te cheamă? Nu cred așa ceva. Mărț Alex. 10 ani! 10 ani! Stai puțin să ne înțelegem. Tu ai 10 ani. Da. L-ai gătit cu filmat într-o oră. E incredibil, nu pot să cred. Au gătit părinții pentru tine? Nu, eu. Am filetat, am... Tu ai filetat peștele? Da. A fost întreg? Da, a fost întreg și l-am filetat. L-am curățat. I-a plăcat pe șef. Tu ai mai filetat pe jurată în viața ta? Da. Băi, băiat, uite un cuțit de la noi. Bine ai venit. Bine că ai venit. Luca, m-a luat așa cu... așa cu... Fenomen, dragule. Alexandru Mârț a primit 2 cuțite din 3, calificându-se pentru etapa următoare a show-ului culinar.